La editura Bazilica a Patriarhiei Române a apărut recent Dicționarul Ierarhilor Români și Străini, Slujitorei Credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române. Volumul este publicat din inițiativa și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și este tipărit cu ocazia împlinirii a 130 de ani de autocefalie și a 90 de ani de patriarhat ai Bisericii Ortodoxe Române. Lucrarea reunește alfabetic scurte prezentări biografice ale ierarhilor care au slujit Biserica Ortodoxă Română de la începuturi și până în zilele noastre. În dicționar se regăsesc și ierarhi greci, sârbi, ruși, ucraineni și de alte etnii care au slujit pe credincioșii Bisericii noastre. Dicționarul este și un veritabil instrument de studiu. De o calitate materială și grafică de excepție, lucrarea este de un real folos atât elevilor seminariști și studenților teologi, cât și tuturor celor interesați de istoria Bisericii Ortodoxe Române. Dicționarul este îmbogățit și cu o serie de anexe care cuprind liste cronologice ale ierarhilor bisericii noastre. Volumul poate fi achiziționat de la pangarele bisericilor și din librăriile și magazinele de cărți și obiecte bisericești din Patriarhia Română.